De ce e problema asta a sănătății mentale așa de importantă pentru tine? Cred că e unul dintre subiectele care nu a fost abordat în generația părinților noștri. A mea. A dumneavoastră inclusiv. Și cred că e ceva care a afectat pe toată lumea, poate nu în mod egal, pentru că noi ne-am trezit cu o libertate mai mare decât părinții noștri și avem și cu totul alte interese și dorințe asupra calității vieții noastre. Cred că e, în primul rând, problema de generație. Suntem altă generație, avem alte dorințe și alte interese.